În următorul an, 20 de buzoieni vor juca rolul mentorilor pentru 20 de tineri ce vor părăsi sistemul de protecție. Proiectul este unul extrem de important, mai ales că de-a lungul timpului s-a simțit nevoia unei astfel de acțiuni. Astăzi este prima întâlnire cu mentorii. În cadrul proiectului avem ca și activitate principală și foarte frumoasă din punctul meu de vedere această activitate în care mentorii, un număr de 20 de mentori, pentru tot proiectul, pentru 20 de copii, care îi vor învăța pe acești tineri în ani terminali, fie că vorbim de liceu, fie că vorbim de facultate. Îi vor învăța din experiențele lor de viață. Sunt oameni cu suflet, oameni care au avut o carieră frumoasă, oameni de la care și noi avem ce învăța și de care suntem mândri că sunt alături de noi și nu ne-au refuzat propunerea de a deveni mentor pentru tinerii noștri. Mentoratul poate fi văzut ca o relație de învățare axată, în general, pe dezvoltarea carierei pe termen lung a unei persoane care primește sprijin de la o altă persoană cu experiență. Scopul principal este acela de a stimula creșterea personală și profesională, dezvoltarea abilităților, cunoștințelor și înțelegerii unui anumit domeniu. Mentoratul este una din cele mai importante activități ale proiectului, pentru că în primul rând, copiii noștri au nevoie de un punct de plecare, de un sprijin în drumul pe care îl vor parcurge pe perioada derulării implementării proiectului și atunci este normal să aibă un sprijin alături și un îndrumător în începutul de viață pe care îl pornesc. Considerați că mentorul are o misiune ușoară? Nu. Nu, este una din cele mai grele misiuni ale unei persoane să îndrume, să așeze pe calea cea bună și să dea direcția care trebuie în viață. Și este o mare încărcătură, o mare responsabilitate și o mare asumare din partea mentorilor. În altă ordine de idei, coordonatorul proiectului prezintă mentoratul ca pe o cutie de bomboane ce îți poate oferi cele mai plăcute experiențe. Aici sunt gânduri ale oamenilor care urmează să guste din ceea ce înseamnă mentorat și ce înseamnă călătorie cu mentor și ce înseamnă să fii ghidat prin viață de oameni care sunt plini de pasiune și de dăruire. Iar cutia de bomboane este pentru că m-am trezit inspirată de o replică din filmul Forrest Gump, unde personajul principal spune despre viață că este fix ca o cutie de bomboane. Niciodată nu știi ce este înăuntru ei. Nici pentru mentor, nici pentru tineri, nu știm deocamdată ce găsim înăuntru acestui mentorat. Dar pentru că bomboanele sunt întotdeauna dulci, sperăm că vor fi doar lucruri bune. Ai curajul să iei o bomboană? Bineînțeles. Nu vei ști ce e înăuntru. Proiectul Anticameră pentru Viață a fost gândit pentru întărirea capacității DGASPC Buzău de a furniza programe de servicii integrate de sprijin pentru susținerea procesului de tranziție al tinerilor de la sistemul instituționalizat la servicii la nivelul comunității.